Legumele și fructele cu grâu se păstrează proaspete în zilele caniculare. Piețarii spun că sunt nevoiți să aducă marfa în cantități mai mici pentru a nu fi nevoiți să o arunce la gunoi. Mai strupim cu apă, că altfel n-ar rezista. Mai încolo o să fie 40 de grade. Nu. Prânz e mai greu de întreținut. Acum e bine. Da? Mai și strică din... Da, ca morcov se dezidratează dacă nu avem grijă de el. Și verdeața? Verdeața trebuie stropită continuu. Stăm, că n-am zis ce să facem. Se face cald după amiază? E, ochină. Da, așa că stăm, n-am zis ce să facem, unde să strângem bani. E tarabe de plătit 7 cu 7. Păi... Marfa cum rezistă pe căldură? Se mai pălește, se mai prăpădește. Ce faceți ca să evitați? Aruncăm, că n-avem ce să facem. Ca să nu se pălească? Mai învelim, mai punem la umbră. În fiecare zi de când s-a pus căldura, nu mai putem rezista. Uitați-vă în primul rând la marfă, că a început să îngălbenească verdeața, se dezgradează. N-avem condiții. Ce puteți face pentru a evita? Ce să putem? Nu putem decât să aducem marfă puțină pentru o zi, ca să putem să le vindem proaspete, ca să vină clienții. Altfel n-avem ce. N-avem nicio metodă. Am plâns, am spus, am... Căldură incendiar. În piața centrală din Ploiești, gradul de umiditate și aglomerația fac ca temperaturile să se resimtă și mai mari. La ce sunteți atent când le alegeți? La aspectul lor, să fie proaspete, să nu fie veștejite. Mai sunt și veștejite printre ele? Sunt. Mai fac și șmecherii, pune o roșie tăiată din altă parte, frumoasă, care n-are cotor înăuntru verde sau galben sau, și ne păcălește. Da. Că ați transpirat, e căldură mare aici. Piața. Foarte mare, da. Da. De obicei când mergeți la piață? Dimineața? Dimineața, da. Mai sunt afectate de căldură, mai pălite? Mai sunt. Deci alergi, că altfel nu... Ești atent. Da, foarte atent. Da. Normal că de-aia mă uit. N-am cumpărat nimic până acum. Întâi mă uit și pe urmă. Da. De obicei când veniți la piață? Ce faceți? La începutul săptămânii. Da, dimineața la fel? Nu, dimineața. Evitați să ieșiți la fel. E cald și acum la... Normal. Să fie proaspete. Și bun. Ați mai văzut și pălite? Și... Sunt suficiente. Sunt destule și de toate felurile. Când ieșiți la piață? Mai dimineața. Da, părăcoare. Căldură mare în piață? Mare și acasă. Se mai strică din legume? Luăm cantități, nu luăm industriale. Luăm mai... Din ce vedeți pe tarabe? Mai sunt și pălite? Mai sunt. Aveți grijă când le alegeți? Avem. Pentru răcorirea clienților și a comercianților în zona în care se vând fructe au fost pornite pulverizatoarele.